Nu știu cum am făcut sau cine a vrut să facă primul pas. Încă de la început am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. M-ai lăsat să conduc fără să știm de următorul pas. Un, doi, trei, stâng, drept, stâng. Am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. Vals, vals, vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când aud muzica, mă omoară liniștea. Dansăm cu ea, numai cu ea. N-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce acompania. Am mai și călcat strâng, nu-i nimic, doar noi vom observa. Și întregul pământ este doar un ritm de dans, dans, dans. Unul suflet și trup, o pereche în tot cu adevărat. Totul a început, tot din greșeală în vals, 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 vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, ne-am auzit inima cum cânta. Lumea era doar o orchestră ce ne acompania. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când aud muzica, mă omoară liniștea. Seara. Nu vreau lumină pe sală deloc în seara asta, că văd așa niște găuri și va trebui să mergem la unic dent clinic să le astupăm. Bună seara! Bună seara. Suntem mai puțin, dar parcă avem mai multă energie. E sâmbătă, e prima zi de weekend, nu? Și atunci ai mai multă energie. Bună seara, Teatrul George Ciprian! Și bine ați venit la concursul care împlinește visul unei generații. Arată! Arată! Numele meu este Mircea Angel și sunt gazda voastră în continuare și în acest al doilea popas al călătoriei noastre, și anume popasul gândit special pentru dansatori. În spate avem un band, bandul nostru Arată Artă, care săptămână de săptămână de concurs va fi alături de noi. Ștefan Boriceanu Tobe! Codrin Sandu, chitară bas! Minunata Irina Sota Pian! Radu Constantin, chitară! Dani Bușoi, chitară și voce! Și strălucitoarele Maria Grosaru și Bianca Milea, voce. Bună seara! Înainte să începem toată această nebunie care urmează să se întâmple pe scena Arată Artă, pe scena Teatrului George Ciprian,
Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând partenerilor noștri și anume, mulțumesc din suflet Teatrul George Ciprian pentru tot ceea ce face pentru noi. Mulțumiri deosebite lui Adrian Dragoman care face niște lumini excepționale. Mulțumesc, Adi. Mulțumesc Consiliului Județean Buzău, mulțumesc Primăriei Municipiului Buzău și Centrului Cultural Alexandru Marghiloman. Și ca toate să meargă strună, am să-l invit alături de noi pe coprezentatorul de sponsor, pe băiatul cu cutia, pe unicul, inconfundabilul, inegalabil, Teodor de Mare! Este extemporalul lui. Îi mânez microfonul meu și las să mulțumească sponsorilor. O să mulțumesc sponsorilor. În caz de o să mă opresc la un moment dat, eu nu uit, ci vă las să aplaudați. Ok? Deci, la început, mulțumim New Print Group, Sly Nutriția, Rota Natura, VDF Dynamics, Leaky, Pex, Leobic. Mulțumim Casa Berarilor, Jabar, Coral Bloom. Mulțumim Vitamin Aqua, mulțumim Elcargid, cofetăria La Dolceria, mulțumim Unident Clinic, mulțumim Europrint Company. Mulțumim Garden System, mulțumim Cabana Izvoranu, mulțumim Kings of Hair, Heartbeat Studio. Și pe, ca să fie mai greu pentru mine, s-au alăturat încă doi prieteni, sponsori, Arată Artă, mulțumim Global Cash & Carry și Toledo. Mircea? Nu. Nu? Da, o preiau. Mulțumesc. Teo, stați un pic, stai Teo cu mine aici. Teo astăzi va face un lucru, ia vino mai în față, să ne apropiem puțin mai mult de ei. Iubiților, dragii mei, dă-mi Adi un pic de lumină pe sală, pe noi, pe ușor așa. Avem o foarte mare rugăminte, Teo va face asta. Hai să încercăm să nu mai lăsăm sticle, peturi, pungi de chipsuri și tot felul de filodendroane, poezii de dragoste, cărți necitite, scrumuri de foi arse de frică să nu ne mănânce informația, da? Și o să vină Teo printre voi ca să strângă toată această nebunie. Mâine dimineață la orele 11 este spectacol la Teatrul George Ciprian și ne-am bucurat foarte tare, foarte, foarte tare ca această sală să fie exact așa cum ați găsit-o, adică impecabilă. Lui să-i dați asta, da? El e. Mulțumesc, Teuțu. Și zic să înceapă nebunia și să invit alături de noi ca spectacolul să poată începe pe cei patru jurați, pe cei patru minunați. Tânăr și neliniștit, un actor desăvârșit, Denis Imbrescu! O ființă încântătoare, născută să fie strălucitoare, Ștefania Cârcu! No. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Ai microfon dacă vrei deja să încep, eu cercul. Adică, trebuie doar să deschizi. A? Ne descurcăm? Ia, ia. Ia vezi. Nu? Cercă-i. Așa. Bună seara. Mircea, de ce am nota 5 pe scaun? Pentru că momentan, după prima seară, atât am considerat că trebuie să fie prima notă. 10 e la sfârșit. Tu trebuie să-l cauți. Ok. Mă gândeam că eu sunt de nota 5. Nu, Doamne ferește. Frumoasă și visătoare, în suflet de dor purtătoare, Mădălina Pavel! Un buzoian răvășitor și un actor seducător, Vlad Ionuț Popescu! Mă știi după vest, cobor din drumeț, cel mai mare zi, mă vezi cum se aducesc.
Ai microfon, să știi că ai microfon, poți să faci ce vrei. Ce piesă a fost? Ce piesă? Ia zi, Dali, ce piesă? Da, o ai pune o dată, ia. Mă știi după vest, cobor dintr-un vest, ce mai mare și mă vezi cu strălucesc. Da, dă-i, l-ai deschis? L-ai deschis? Da, nu știu piesa. Five Gang Zip. Așa e. De ce râdeți, voi, copii? Așa, de drag, nu? Ce v-aș lădus? Cum ești? Foarte bine, am foarte mari emoții. E prima dată când fac lucrul ăsta. E prima dată? Da, și e foarte emoționat pentru că, na, ne știi istoricul. Da. Pentru cei care nu știu, Lăduț este câștigătorul primei ediții Talentul din liceu se arată, acum mulți ani, pe care l-am făcut în Cafeneaua Artiștilor. Acum se pregătește să-și dea licența în actorie, nu? Da. Câte spectacole de licență joci? Patru. Patru? Și în câte spectacole în afara licenței? Trei. Băi, șapte lăsare bântuie să vă... Și n-a fost nimic, adică n-a fost nimic regizat. El e Vlad Ionuț Popescu. Salut! Bine ai venit, Văduț. Cred că voi vreți să plecați? Că vreau să dăm drumul. Hai să mai aplaudăm, dăm o dată bandul la tartă care se va întoarce în partea a doua de concurs. Și avem o mare surpriză pentru voi. Deschidem seara cu o mare surpriză. Pentru prima dată în cele... Asta e deja a cincea ediție de concurs de talente pe care o facem, a doua de Arată Artă. Avem un concurent care a venit de la câțiva kilometri buni depărtare, care nu locuiește în orașul Buzău sau în județul Buzău, își face liceul la Focșani, este eleva colegiului Unirea și a fost o mare bucurie pentru noi atunci când s-au înscris și adolescenți din alte județe și vreau să o întâmpinăm cu căldura binecunoscută a noastră a buzoienilor, pe nimeni alta decât pe minunata Andra Cumpănașu. Arată! Thank you.
Nu pleca, nu pleca. Unde pleci? Unde pleci? Rămâi, rămâi. Stai, că vreau să urc și eu aici lângă tine, să-ți îmânesc. Nu mai poți, nu? Gata? Atât efort fizic putem să facem. 2 minute jumate, cât a fost melodia. Uite, te las pe mâna Ștefaniei, că e seara ei cumva astăzi. Ia, așa. Nu e seara mea. Nu e seara lor. Denis, ia și tu microfonul ca să ne auzim. Denis, fii și tu mai bun de Crăciun. Bună? Vezi, Mircea, că ai greșit. Cucu Bau pentru Mircea. Cucu. E greșit numele. Andra Muntenașu. Da. Iată. Câți ani ai? 17. Mulți înainte. Clar, un moment foarte bun cu care să deschizi seara. Dar e foarte important că atunci când intri pe scenă să-ți iei timpul tău. Nu poți să vii din culise și să încep momentul. Adică 2 secunde, jumătate de minut, cât ai nevoie, să intri, să scapi de civil și de ce s-a întâmplat până acum și să te concentrezi cumva, să te conectezi cu, mă rog, e metaforic spus, să te conectezi cu scena. E un soi de pregătire cumva înainte, care te ajută să te concentrezi la ce ai de făcut. Și te-ai concentrat foarte tare pe mișcări și ai uitat de tine cumva. Și e foarte important să ai o poveste în spate. Ca toate mișcările să aibă o poveste, adică să înțeleg unde începi și prin ce treci și unde termini. Și mișcările aluneci tare? Bănuiesc că nu e foarte plăcut să dansezi pe... Dar... Da, mai bine. Uneori ți-au scăpat între mișcări, n-ai avut cumva o fluiditate între ele, adică erau foarte sacadate și asta mă scoate pe mine. Cumva nu trebuie să observ că tu te pregătești pentru o nouă mișcare, cumva trebuie să curgă una dintre alta. Și să ai grijă atunci când dansezi, ai o mișcare cu mâinile, să nu uiți de picioare și invers. E foarte importantă tensiunea în corp la genul ăsta de dans, adică trebuie să o simt peste tot, chiar dacă nu se mișcă, trebuie să simt și în firul de păr. Mulțumesc. Felicitări! Mulțumesc! Bună, Andra! Felicitări! Eu nu sunt atât de critic cum e Ștefania, mulțumesc! Da, am observat și eu exact același lucru, că a lipsit o fluiditate, așa, o continuitate, și asta probabil e din cauza lipsei poveștii din spate. Adică momentul trebuia să aibă o anumită structură, pot să zic aristotelică, nu pot, cu expoziție, introducere la un moment dat într-un punct de catarsis și după aia să revin apoi. Dar ai o mobilitate de invidiat, ai dexteritate și la asta a fost puțină problemă, la legarea mișcărilor, cum ajungi dintr-una într-alta, cum treci, cât mai fluidă trecerea asta, să nu pară că sunt 2 mișcări diferite și te pregătești pentru fiecare. Dar ai umplut tot spațiul scenic, ceea ce mi se pare foarte greu, adică e o scenă care are câțiva metri și te-ai descurcat bine pe o asemenea scenă. Felicitări! Mulțumesc! Adevărul e că aveam altceva pregătit, doar că mi se părea că era prea simplu și că nu umpleam tot timpul, așa că seara la 12 noapte... N-are nicio legătură. Nu contează, adică mișcările nu trebuie să fie complicate. Nu trebuie să ne aruncăm cu picioarele în aer o dată la 2 secunde. Nu despre asta e vorba. E foarte important să crezi în momentul ăsta și să-ți fie ție povestea foarte clară în cap, că se leagă altfel mișcările după aia. Nu o să mai fie greu. Corpul nostru are memorie și dacă îl antrenezi în sensul ăsta, el o să-și aducă singur aminte ce are de făcut dacă gândul există acolo. Și nu o să mai stai să te gândești la ce mișcare, pentru că corpul o să-ți o ia înainte și o să fie mult mai simplu. Atât de tehnic. Salut! Eu, indirect, te știu
Andra mi-a trimis niște filmulețe în care dansa pe piesele din proiectul Oamenii se fac dor. Nu sunt subiectivă, dar mie îmi place mult cum dansez. Pe mine Andra m-a inspirat să-mi adaug dansatori în spectacolele mele. Mie îmi place mult cum dansez, mi se pare că ai o simplitate în fiecare mișcare și că transmiți mult. Adică mie mi-ai transmis doar de niște filmulețe pe care mi-ai trimis pe Instagram și se vede că muncești foarte mult. Felicitări! Mulțumesc! Și mai relaxată! Bun. Voi începe prin a spune felicitări. Bravo, chiar apreciez ce ai făcut, mai ales dacă ai făcut într-un timp scurt. Și voi relua ce au spus colegii mei, da, ai o mobilitate de invidiat și mi-a plăcut foarte mult că ai umplut scena, ceea ce e un lucru foarte greu, extrem de greu să umpli scena de unul singur. În schimb, altceva bun, am observat că ai avut intenția de a avea un soi de părere despre povestea ta. Și acum vreau să te întreb, ce ai vrut să spui prin dansul ăsta? Inițial, când am ascultat piesa, mi-a venit foarte random un playlist și am ascultat versurile, pentru că în general merg pe versuri atunci când aleg o piesă. Și oarecum am vrut să spun lupta, am vrut să exprim lupta de la început până la final cu tot ceea ce e greu, dar în același timp am vrut să arăt și speranța din spate. Ok, bravo, bravo. E un proces foarte greu și de asta am și început, la început, cu niște pași foarte încrezători, având un scop foarte bine definit, după care m-am pierdut pe parcurs și a urmat ca la final să încerc să mă găsesc. Foarte bine, foarte bine că ai încercat asta. Ceea ce voiam să zic e că, din cauza acestui lucru, pentru că ai avut puțin timp sau pentru că anumite lucruri au fost destul de greu de făcut, n-am simțit o atitudine per se. Nu, ai avut anumite tentative de a privi publicul, în schimb te uitai mereu în jos, ceea ce, na, ochii transmit foarte multe lucruri și n-am văzut asta la tine. Eu doar asta pot să judec pentru că, nu știu, atitudinea mă interesează atunci când faci ceva, cât de multe bucuri, cât de multe ești stăpân pe situație și cât de mult vrei să transmiți. Dar în rest, foarte frumos, mi-a plăcut mult. Felicitări! Mulțumesc! Și aș vrea doar să zic, să le lase 10 secunde măcar să se așeze pe scenă și după aia să înceapă, să nu intre muzica direct, că au și ei nevoie de un timp de pregătire, de respiro. Ștefania, tu ai notele acolo, dar azi ești cu notă secretă, așa că cine vrea să înceapă să noteze? Vlăduț, vrei să fii primul? Trebuie să dai note cât de mult ți-a plăcut. Mă dă 10, Vlăduț, cel negru de drăguț, 9, Denis, 8. Andra, mulțumim frumos, ea a fost Andra din Focșani, ne revedem cu ea și în partea a doua. Ce n-am spus și vreau să spun acum, să fiu foarte, foarte, foarte scurt. De astăzi, din seara de audiții dedicată dansului, vor merge mai departe în semifinale 4 concurenți, 3 aleși de jurați, unul ales de voi prin vot direct pe bilețelul pe care l-ați primit. Scrieți numele preferatului. Dacă îmi dă Dragoș acolo în spate cover-ul serii de dans. Ia uite-l pe Dani, uite-l pe Bianca. Bianca, mă auzi în inimă? Da, te aud. Ce bine, te auzi și tu aici. Stai puțin că revenim cu tine imediat. Ok, bine. Pe spate aveți nume aici, Andra Muntena și Iura Pietaru, Sandy Frunză, Patrice Hampo, Albert Boșne, etc. Votați cine v-a plăcut și vă trimiteți un preferat direct în semifinale. Acestea fiind spuse, vreau eu să fac o mulțumire. Teo uită de fiecare dată. Cucu! Vreau să mulțumesc sponsorului nostru principal, Concept Idea Factor, care va oferi marele premiu de 1000 de euro din finală. Mulțumesc prietenilor mei. N-am anunțat până acum, mi s-a părut că nici nu are importanță, dar acum vreau să o fac. Ia, dă-ne un pic camera, Bianca, mă auzi? Cum da, e la acum? Meu. Că a plecat, gata, nu mai e lumina reflectoare, e o lumină rece. Păi, hai să o întrebăm, cum te simți acum că nu mai ești în lumina reflectoarelor? Zi-mi ceva la rece.
m-am liniștit foarte tare, m-am calmat că s-a terminat și... Dar nu s-a terminat. Nu s-a terminat, Mircea, mai și nu s-a terminat. Mai e și partea a doua. Mai e și partea a doua. S-a terminat partea complicată pentru mine. Acum sunt mult mai gata, ok. Ok, deci pup, Bianca, bine. Mersi. Te pup, pa. Pup. Mergem mai departe în competiția noastră și o invit alături de noi pe Ela Pietraru. Arată! What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, stab with your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Stai, unde? Nu pleca. Ai fost un copil rău. Da? Na. Cut. Te-ai lovit? Mircea. Sunt ok. Dar ce-a făcut? Da, așa e. Eu, nu s-a întâmplat nimic. Câteodată mai am probleme. Știi, eu mai au. Vino cu ace. Eu te las cu ei. Îți las ție microfonul. Inspiră, expiră. Hai încă o dată aplauze pentru el, să-i luăm emoțiile. Doamne, toată sala e pentru tine, cu tine, bravo! Bună seara! Bună! Seara. Câți ani ai? 16. Ai fost și anul trecut? Erați o trupă. Eram două fete. Două fete. Ceva, da. Ia că nu mă lasă chiar memoria. Bravo! Felicitări! Mulțumesc!
Mi-a plăcut foarte tare prima parte, că ai îmbinat mișcări fluide cu mișcări sacadate și dă foarte bine, se simte cumva trecerea foarte bine și schimbări de ritm și tot. Și acum a doua parte în care clar te-ai simțit mult mai bine, asta e zona ta și îmi place, mă uit. Ai acaparat toată sala și ai foarte multă încredere în tine, e foarte mișto și doar că, plec aceste dar, ai unele mișcări în care nu te duci până la capăt. Adică dacă duc mâna aici, o duc aici. Nu. Cumva, sunt puțin fușerite mișcările, poate că și din cauza melodiei când aveai timp neapărat pentru mișcări, dar cumva poți să mai simplifici din coreografie ca să ai timp, cumva să nu te duci pe un timp pe mișcare, ci pe doi. Sau... Dar în rest, spectacol. Mulțumesc! Bravo! Felicitări, Ela! Mi-a mulțumesc. Plăcut mult conceptul ăsta, ideea asta cu... Când ai ieșit și ai venit altfel, deși aș fi preferat ca să te mai joci puțin cu accesoriile, adică în afară de cromatic, în prima parte alb, în a doua parte negru, ceva mult mai evident. Nu știu, accesorii sau chiar haine, spune. Și schimbarea putea să fie chiar pe scenă. Adică atâta timp cât e justificată și umplută cu mișcare sau cu gând, poate să fie la vedere, adică nu trebuie să te duci neapărat. Înțeleg cumva că ai vrut să fie impactul mai mare, da, dar ai vândut-o puțin, adică ne așteptam, da, că o să fie o schimbare. Poate dacă dura mai puțin, să fie o surpriză, chiar să fie o surpriză pe bune. Și asta, nu știu, probabil a fost greu să te schimbi, să-ți dai la jos, să-ți pui altele, să o faci mai simplă, cât mai simplă. Sunt lucruri care contează și te țin acolo, că în pauza asta m-ai pierdut puțin, că am așteptat să se întâmple ceva și știam că o să se întâmple ceva diferit, altfel. Am înțeles. Atât am eu. Felicitări! Mulțumesc! Salut! Bună seara! Felicitări! Mulțumesc! Mie mi-a plăcut mai mult prima parte. A doua, nu știu, nici, adică pur și simplu nu e stilul meu, nu îmi dau seama, nu înțeleg foarte bine. Cred că ar trebui să fii mai atentă la timpul tare din toate momentele în care dansezi. Și felicitări, ai foarte mulți susținători, felicitări! Mulțumesc! Bravo! Mă bucur foarte mult că mi-ai adus aminte. Pean cu coadă, să fim un pean cu coadă aici. Jos mapa. Jos mapa. Mi-ai adus aminte de perioada pe care am petrecut eu la dansuri. Eu am făcut dansuri la mai 6 ani de zile. Și mi-ai adus aminte de perioada aia, care a fost o perioadă frumoasă. Și mi-a plăcut că ai ales să faci două genuri, nu chiar diferite, dar ai abordat două stiluri cumva din aceeași zonă, dar ușor diferite de dans. Da, la fel ca... Cerai atitudine. Ia, uite, da, atitudine. Da, atitudine. Atitudine foarte... Atitudine și stil. Bravo și pentru atitudine. Și eu aș fi vrut cumva să faci trecerea pe scenă, pentru că vorba lor ai vândut. Dar nu e vorba despre ce am vrut eu. Și mi-a plăcut că ai continuat efectiv dansul după ce s-a întâmplat momentelul, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ceea ce e... Eu m-aș fi înroșit la față, aș fi uitat ce fac, aș fi ieșit de pe scenă plângând. Felicitări cu o dată, bravo! Mulțumesc! Bă, de faci la faci de la a doua seară. Zic, faci la faci de la a doua seară, gata. Vlăduț, dezlipește-ți mizeria după spate, că deja mă apucă nervii. Vai, ai pe spatele scaunului ceva. Dezlipește-o, mă, dă și tu când vrei, dezlipește, că nu... Da, am încercat eu, știi? Trebuia... Dacă tot avem sunet în seara asta, trebuia să fie ceva care să nu funcționeze. Cucu! Da! Mulțumesc! Hai, Denis, nota pentru Ela. 9! Vlăduț cel negru de drăguț în seara asta. Ia! 10! Și mădă... Hai că nu e singurică, avem 5 jurați.
9 și mădă. Ela, mulțumim, ne vedem în partea a doua. Mai dăm și mie cover-ul la Dragoș, că știi de ce l-am făcut, eu ți-am zis ție. Ca să nu mai am mapă, am rugat-o pe Cristina. Jos mapa. Jos mapa. Să-mi facă un cover cu ordinea directă a intrării în concurs a concurenților. Eu mai fur, mă mai uit acolo, văd cine urmează și așa pot să am mâinile libere. Băi, Mircea. Da. 1000 de euro? 1000 de euro, da. Tu știi cât era când am fost eu prima dată? Da, nu știu, 200 de lei ceva. Da, ai rămas? Nu, nu te așteptai la asta. Da, v-am zis de mai devreme, n-am fost. Și toți semifinaliștii mai primesc niște premii, dar nu vrem să vorbim despre asta. Nu vrem să vorbim despre asta. Da, am rămas cu gândul la bănuți. Dar marele premiu ăsta e 1000 de euro. La emoții, nu? Nu, am rămas cu gândul la bănuți. Asta la bănuți? Da. Ok. Parcă te înscrie și tu, da. La banii ăștia. Oricum are tânăr, 16 ani. Adevărat. Mircea, ar trebui să faci o categorie și pentru actori. Nu știu, care am terminat și nu facem nimic. Care? Cine? Vlăduț. Hai mă, ce dumnezeu. Ia uite, s-a necat de risc când a auzit. Am premieră pe 10 aprilie acum. Abia aștept. Nu știu la cine o să vin, dar o să vin undeva. Sandy Frunze este pregătit. Sandy, scena ți aparține. Arată! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría es cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Ay, hey Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Hey. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey Macarena, ay, ay, hey Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Ooh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch for my click. Why? Click. I'ma throw 20 racks on a bitch. Why? Bitch. Three Why? Phones on my lap, hey. World on my back. Back. She gon' be tapped in if a nigga tap it. You look like someone that I used to know. Used to. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Nigga, I invented you. Want me to be miserable, but I could never miss a hoe. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, ayy. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Go. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Boom. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, ayy. Illuminati, que lo que. Hola, Blondie, vamos allá. Pa' la gente bacana, los chicos bacanos. Y cualquier vaina está bien. Si tú me la vas a meter sin condón. No te va, no te va, no te va, no te va, no te va. A mí me da que tú eres un vacilón. Si yo te gusto, tú me gustas, por lo que nos vamos a dar, mujer. Si tú me la vas a meter sin condón. No te va, no te va, no te va, no te va, no te va. A mí me da que tú eres un vacilón. Si tú me gustas, yo te gusto, por lo que nos vamos a dar, mujer. Papi, yo sé que tú estás de broma, en broma. Tú no me la metes ni con goma, toma. Pégate y tra, toma. Pégate, toma. Mami, pero ¿quién te ha dicho a ti que esto es broma? Yo te cojo a ti y a tu amiga que está sola. Tú pensabas que yo no podía con una sola. Y acabé la noche como un lobo con sus lobas. Pero mira, dice que soy pesca y me va a dar hasta que amanezca. Hombre como tú, te digo, a mi cama no pesca. Hombre como tú, cariño, no te cago vela. Oíste. Pero mira, dice que soy pesca y me va a dar hasta que amanezca. Hombre como tú, te digo, a mi cama no pesca. Hombre como tú, cariño, no te cago vela. Tú me la vas a meter sin condón. No te va, no te va, no te va, no te va, no te va. A mí me da que tú eres un vacilón. Si yo te gusto, tú me gustas, por lo que nos vamos a dar, mujer. Tú me la vas a meter sin condón. No te va, no te va, no te va, no te va, no te va. A mí me da que tú eres un vacilón. Si tú me gustas, yo te gusto, por lo que nos vamos a dar, mujer. Around the world, gotta wear
Andy Frunză! I-ai cucerit, i-ai terminat. I-ai... Cum v-ați simțit la Sandy? Hai încă o dată! Pentru tine, Sandy, dragul meu, felicitări! Cum a fost? M-am simțit extraordinar și fără public nu reușeam să fac acest moment. Apropo de puntea despre care vorbesc întotdeauna. Sandy, îți las ție microfonul, Ștefania vrea să te abordezi. Uite ce zâmbet minunat are, uite-te la ea. Un om care știe ce vrea, un dansator care știe ce vrea. Mi-a plăcut că ai avut relație pe noi, ne-a ignorat, te-a durut așa de noi și asta e foarte bine. Da, e foarte bine că ai avut relație cu ei și pentru ei faceți. Adică pe noi chiar noi nu existăm aici. Deci, faptul că suntem un pic mai în față decât ceilalți e o chestie întâmplătoare, nu... S-a uitat tot timpul peste, a creat relație cu ei. Bravo. Și e foarte bine că ai și dat ce ai și primit, adică ai avut acest schimb de energie care s-a simțit. De cât timp faci dans? Mișcare? De 13 ani. Se vede. Câți ani ai? Fac 18 în două luni. 18 deci, practic, ani. Nu știai să citești când ai început să dansezi. Sau... Da, de la 5 ani. Da. Felicitări, se vede, stăpânești foarte bine tehnica. Mișcările, da, tehnic vorbind foarte bine și energia ta foarte bună. Numai că atunci când dansezi singur, e nevoie de un suport ajutător. Ori muzical, ori să ai o poveste și a mișcărilor. Mișcările să aibă o continuitate și o logică. Ori ai putea, cred eu, să-ți introduci anumite elemente de recuzită. Nu știu, un mop, o perucă pe care să fie fata. Ai putea să te joci un pic cu artificiile astea ca să adaugi un pic de, nu știu cum să zic, spectacol în moment. Adică să fie mult mai amplu și mai susținut. Că altfel sunt doar niște mișcări foarte frumoase și foarte bine făcute, dar cumva... E foarte bine de la început până la sfârșit și nu ai momentele în care să duci publicul și să-l iei cu tine și să-l treci prin toate stările. Dar, într-adevăr, se vede că muncești și că faci asta de mult timp și e impecabil. Felicitări! Mulțumesc frumos! Felicitări! Da, Mai am... Scuze. Execuția mișcărilor a fost foarte fină, așa, smoothie și e interesant paradoxul ăsta că între aparență și esență, între ce ai făcut, că ai ales un outfit așa classy și dansezi, e intenționat, adică ți-ai propus asta? Eu știu, dar mă așteptam acum când dansez să-mi vină și să-mi facă cu totul alte mișcări. Adică e un ușor paradox între cum arată și ce a făcut. Da, că asta cred că și-a propus asta. Bine, da, bine. Foarte bine. Și încă o chestie, dacă vrei să ții cont, dacă îți faci un colaj de melodii, e foarte bine să fie diferite, adică să fie aici, după care aici, după care aici, că ai de unde, adică poți să le controlezi. Partea a doua din tot momentul a fost puțin mai lungă și monotonă, că a fost destul de lineară și muzical, era același ritm și cumva... avea aceleași mișcări. Pe partea a doua, după s-a mai diversificat treaba. Pe a doua piesă, zic. Da, oricum, ce fac eu e un sport de echipă. Uh-huh. Și totuși am vrut să fac ceva singur, să văd eu dacă pot să fac și singur ceva. Asta, la asta mă și gândeam. Și poți. Cum poți. E să dansezi fără parteneră? E a treia oară când dansez singur. Și consider că am făcut ceva bun singur. Uh-huh. Da. Cred că e foarte greu după atâția ani în care dansezi cu parteneri și ai sprijin și e acolo în pereche, e foarte greu să te trezești singur. Super. Felicitări, au spus cam tot. Ce vrei, Andrei, să faci? Mi-a plăcut, ești foarte talentat, se vede că ești foarte talentat în ale dansului. Doar că da, nu știu, a fost aceeași temă, cum tema cu aceleași variațiuni sau cum aceleași variațiuni. Variațiuni pe aceeași temă, corect, așa este, corect. Nu știu, mi se pare că a lipsit cumva povestea din tot dansul, dar dansezi foarte frumos. Mulțumesc! Felicitări! De la mine,
Ai un bravo. Mersi. Aia, aia zic. Sanchi, a fost... V-ați prins? Sanchi? E. Aha. Îți place pe scenă, îți place publicul. Văd, ești cioco-cioco, așa, ți-a plăcut mult de tot să fii acolo. Foarte bine, dar vezi că asta e o sabie cu două tăișuri când îți place publicul prea mult. Mi-a plăcut foarte mult cum ai dansat, pe bune spun. Ai fost foarte precis în mișcări și foarte... Ama, îl contrazic pe Denis, că nu mi s-a părut că mișcările lui au contrazis ținuta. Adică ai avut foarte multe elemente de dans sportiv acolo. Da. Și... Nu m-am referit doar la costum, ci la aparență. Da? La aparență. O aparență include și costumul, dar nu doar costumul. Da, eu la început de am început mai... Prost, pentru că n-am vrut să vă așteptați, am vezi, vrut să încep. Vezi că a gândit ceva acolo? Și asta am sesizat. Iertați-mă, domnul așa. Veteran. Deci, te rog frumos să-ți asculți colegii de juriu. Corect, și mai ales să pe cei înțelegi. Mai în vârstă. Dar bun. Doar la început. Doar la început, exact, foarte bine. Îmi place că ai încredere în tine și că știi ce faci. Mi-a plăcut că ai avut contact cu publicul mereu. La un moment dat te uitai foarte drept într-un perete și eram la ce te uiți? Ceva acolo? În fine, și sincer aș vrea să văd, având în vedere că au fost piese complet diferite una de cealaltă, aș vrea să văd și altfel de zone abordate, dar în schimb foarte... Te rog să ne explici. Nu erau, a fost Macarena, care-i trep, a fost a doua, care-i mai reggaeton și a treia a fost ce a fost, ce genie ăla. Nu mă bag. A treia oară, ok, să zicem că, dar primele două au fost foarte asemănătoare. Nu, prima a fost trep. E o diferență mare. Pleacă cu aceeași mașină. Dar noi ne referim la ritm și la... Nu, prima a fost trep, a doua a fost reggaeton, hai să nu intrăm în discuțiile astea, mulțumesc. Mă felicitări, bravo. El pune muzică la polo. Hai că deja totul la vedere. Vlăduț arată nota. Denis, nota. 10, 9, Denis, caută, 9, el a fost Sandy. Eu vreau să mă duc puțin în sală, că am auzit ceva. Adică eu știți că umblu ca un bez, băi, adică aprindeți puțin așa, perfect. E o fată care a venit la spectacol și care îi mulțumim, care dimineața a fost la Olimpiadă și acum a butonat telefonul, efectiv. Și zic, dă să vă șut, că e ceva personal. Zic, ce e personal? Am luat 95 de puncte la Olimpiada la engleză. Felicitări. Cum a fost la Olimpiada la engleză? Incredibil. Bravo. Ai trecut mai departe, nu? Asta a fost faza pe? Județ. Și acum te-ai dus pe țară? Nu încă. Dar ce trebuie să mai faci? Ai 95 de puncte, ce trebuie să se mai întâmple? Trebuia să am 100. Aplauze pentru minunăția aceasta. 95 de puncte. Dumnezeule, numai până numeri la 95 obosești. Tu nici nu știi să numeri până la 95. Nici nu, da, nici măcar nu știu să... Eu știu până la 7 să număr, acolo se termină. Bravo. Mergem mai departe în concurs. Ce-mi place cum arată scena. Și, a fost semifinalist anul trecut și a venit din nou să ne arate cât de mult a crescut. Patricia Hampu! Porno for the watch, Prezi plain Jane. Find me mobbing with my cookers on. Yeah. Mobbing with my cookers on. Mobbing with my cookers on. Yeah. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, choke your magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get titles so he stream me when he leave me. I go hard in the booth, Biggie vibes, give me the loot. I'm a classy millionaire, this ain't got the coup. C-O-U-T-H, cause you can't spell it either. If I call him, then he coming home, running Derek Jeter. This must be eating F because I swear to by them fetus. You know that you my son, I should've scrapped you as a fetus. All these bitches rocking inches cause they following the leader. I should switch.
switching up on hoes and rock a afro like Lupita. I don't keep up with the Joneses, but I do know Captain Zita. I'm with Candace, TT, Tembi, and Viola, mi amiga. Rapper, they gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in between. Oh, ride with Minaj, mashallah. Check in with me, pin to your job. Queen is the name, Raffaello to the chain. This is Monse, Patty Plain Jane. Ride with Minaj, mashallah. Check in with me, pin to your job. Queen is the name, Raffaello to the chain. This is Monse, Patty Plain Jane. Ce punct ciudat! Ce punct ciudat că s-a oprit, s-a... Ce faci, Pati? Ha? Bine. Cum e să revii pe scena arată? Arată altă scenă, de fapt? Abia așteptam, sincer. Mi-era dor. Și... mă chinui un pic să respir. Silent. Și da, mă simt foarte bine. Ți-a plăcut, da? Atmosfera, publicul, vibe-ul? Da, mă, mă. Asta e. Uite, îți predau ție acest instrument auzitor. Mulțumesc. Bună. Bună. Bine ai revenit. Bine m-am găsit. Mi-am amintit acum cu Denis că anul trecut ai zis că ai început să dansezi singur în casă. Așa e. Parcă asta era. Mă bucur să te revăd și mă bucur să văd că ai evoluat și că anul ăsta n-a trecut așa pe lângă tine, ceea ce e mare lucru. Ești mult mai sigură pe mișcări și pe tot ce faci. Cam scurt. Nici n-am apucat bine să... că s-a terminat. Am zis că dacă trec mai departe să vă surprind mult mai mult. Mai bine. Da, vezi, asta e cu dus și întors, că nu știi exact. Trebuie să dai ce poți când e momentul. Că nu știi când te mai întâlnești cu clipa asta. Dar da, mă bucur să văd că ai crescut de anul trecut și ești o bucurie așa, ești o mică bombă de energie. Mulțumesc! Te rog. Ai vrut să zici tu asta? Nu, te rog. Pe mine? Da, te rog. Salut, felicitări! Bună! Mi-a plăcut super mult că ai intrat cu ceva recuzite după tine, mică și drăguță, așa ca și tine. Nu știu, nu-mi dau seama, mișcările astea în trend, nu, nu prea mă pricep, dar ești foarte drăguță și expresivă, mi-a plăcut că știai versurile, dar, nu știu, eu cred că ar trebui să treceți un pic mai departe de mișcările în trend. Părerea mea. Ok, mulțumesc. Felicitări. Felicitări, pot să spun că pe Vlad sigur l-ai convins, e poate piesa lui preferată. O ascultă, mănâncă pe ea, face curat în casă, repetă. Băi, să știi, când eram anunțit, chiar îmi plăcea foarte mult piesa asta. E, știu, e clar, adevărat. E clar. Cum? Asta cu casetofonul nu a fost dusă până la capăt. Mi-a venit doar în minte cum intri cu el. Încerci să dai play, nu găsești piesa, intră o piesă, nu e bună, nu e bună, intră una, nu e bună, nu e bună, până o găsești pe aia bună și la final poate chiar să ajungi în punctul în care, dintr-o mișcare de-asta super expresivă, să-l oprești, că altfel e doar un obiect în scenă. Dacă îmi făceai convenția asta că de acolo, că tu îți pui piesa și că tu o oprești, avea mai multă valoare. Dar felicitări pentru curajul ăsta și pentru energia pe care o ai. Ceva de invidiat. Felicitări. Mulțumesc. Da, o alegere foarte potrivită pentru o piesă. Câți ani ai? 16. 16 ani. Se pare că genul ăsta de piese necesită o vână aparte. Poți să dansezi. Uite, Denis, chiar dacă e ironic, dar am de dreptate. Trebuie să ai un fel de... Ai foarte, o energie foarte frumoasă, dar cred că ai făcut o alegere puțin cam... Nu greșită, niciun caz greșită. Nu cred că potrivită tocmai pentru vârsta de acum. Mi se pare foarte... E o piesă foarte agresivă, așa. Și ai avut niște mici rețineri în a te duce în plin și a avea o atitudine aia pe care nu cred că ai
Da, e normal, asta zic, nu cred că de asta deci, te-am și întrebat. Așteaptă până așa, la Denis, spune, te ascult. Până la 19 ani, că aparent la 19 ani e potrivită piesa asta, nu e mai agresivă, că el în anul întâi o asculta și era piesa lui pe... Dar la 16 nu se poate, e prea agresivă pentru 16. La 19, da. Pentru fete 21, na, e... Am înțeles, da. Iartă-ne pe noi. Te iertăm, stai liniște. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări, ai fost foarte drăguț. Hai, Pati. Hai, Vlăduț, mă, dă, Denis. Vlăduț, dă și tu geaca aia jos, că te-ai cam încins. E fădă, e... Da, la București abia scoate două cuvinte, aici ai la el acasă. Cum? Ce-ai zis? Nu, no. Hai să vedem. Gata? Dă-mi notă? Da. Nu, Vlăduț, mă, dă, cu te gândești, ești încă în studiu, nu știi. Hai, omanit! Omanit! Lasă-i mă să discute, să no, dezbată. Nu, omanit! No, Denis! Uitați-vă la ea! Da, hai! No, și mădă! Ea a fost Pati! Acolo, iubirea mea? Ah, ți-ai recuzita, corect, mi se pare normal. Ne auzim în spate cu Bianca? Sunt lucrurile pregătite? Ia da. Să vedem ce se întâmplă, surprinzător! Da, că sunt curios, surprinzător! În spate, Dragoș. În spate la Bianca. Nu ai curaj să-mi dai. Cine știe ce se întâmplă acolo? Mircea, mă auzi? Da, eu te aud, dar nu te văd. Stai că imediat. Vino, da. Nu, lasă-o un pic pe Pati, cheamă-l pe Sandy puțin. Pe Sandy? Da. Să-l cheme cineva, stai puțin. Să-l cheme un pic pe Sandy. Ștefan, îl chem tu pe Sandy? Că sunt curios. Și după aia și pe el vreau deci să o văd. Deci am încercat să-l aduc lângă mine și nu a intrat în cadru nici măcar când stătea da, la ușă. De ce nu stați voi pe scaunele alea? Că vi le-am pus special uite, fii atent, uite cum intră în cadru. Du-te mai în spate. Și uite-te la Pati, stai jos. Uite-te la Pati. Bianca, stai jos. Ce bine că intră Pati în cadru. Stai jos pe scaune, de ce nu le folosesc? Hai să stăm pe scaune, stai jos. Uite acolo, perfect. Ok, hai să stau între voi. Super. Eu hai sunt foarte curios acum. N-am vrut să zic, dar n-am cum să nu aleg. Știți că sunt nebun. Care e diferența dintre toamnă și primăvară pentru Sandy? Care e diferența dintre toamnă și primăvară pentru tine, dacă înțelegi ce vreau să zic? Două concursuri diferite. Două concursuri diferite. Nivelul competițiilor. Una mai bună, una mai puțin bună. Da, am auzit, nu-i nimic. Ce? Auzit, nu-i nimic. O să mă bați Bianca după. Probabil. Ela, cum a fost? Ți-au revenit genunchii? Ela, cum a fost? Ți-au revenit genunchii? Sunt în regulă. Impactul chiar atât de mare. Pregătiți pentru improvizație? Pregătiți pentru improvizație? Nu prea par convinși, dar încerc să vorbesc eu cu ei aici. Terminați așa. Auzi, eu voiam să anunț ceva. Am găsit un inel și cred că nu e pentru mine. L-am găsit și... E al tău? Gata, l-am găsit. Ah, ok, ai găsit și destinatarul. Pupi, Anca, mulțumim. Lăsați telefoanele, jos telefoanele. Ia, uite. Deja și știu și cine urmează. Nu, no, mai în spate trebuie, vă zic eu, că știu eu cum e. Uite așa, și așa. Bravo! E absolut încântător. Următorul concurent se numește Albert Boștină. Arată! Now, another dream. The ones
Bertino Constinino, El Brasilianao, Corazao, Zâmbitorao, Extraordinarao, îți dădeau microfonau și plecau, stați liniștatau. Iată-te pe această scenă în calitate de concurent. Anul trecut ai fost partener, nu? Da. A fost... Memoria ai. Ce? Ce memoria ai, ești actriță? Da. De unde ți-ai dat seama? Ai avut o poveste, adică mai presus de mișcare, mi se pare că ai avut și trăirea care e imperios necesar în dans, adică nu dansăm doar cu corpul, trebuie să fie și suflet și minte și tot acolo, însă nu știu dacă... Șosetele cred că te-au încurcat foarte tare, pentru că... Nu șosetele în sine, ci lipsa unei aderența încălțări. Și... Da, puteai să... Cred că e mai ok să dansezi desculți în cazul ăsta. Nu ai alunecat? Nu ai alunecat? Nu-ți pare că-ți fuge pământul de sub picioare așa puțin? Adică ai avut niște mici probleme la echilibru... Mocheta, Mircea, mocheta, schimbă, adu scândură. Și îmi place că ai spart ritmul și că nu te-ai dus pe măsurile inițiale ale melodiei și că ți-ai luat timp și ai dus mișcările la capăt, dar pe mers, și mers e o mișcare de dans, dacă are scop și gând, nu mă duc dintr-o parte în alta scenei doar ca să-mi fac mișcarea acolo, trebuie să am un gând în spate, să am un scop, de ce mă duc de acolo acolo? Că e fix din atitudine și din ce ai aici. Că e foarte bine că ai avut curaj să faci pauze în mișcare, e foarte bine. Dar trebuie să ai și să înțelegi de ce faci asta și să înțeleg și eu de ce. În rest, mă bucur să te văd, ești tot un zâmbet. Ia uite-l. Mulțumesc mult. Felicitări. Felicitări. Tot demersul ăla o să mă leg și eu și a spus bine că dacă ai un gând... automat o să capete și o formă, dacă gândul e corect. Adică mersul ăla să nu fie așa, într-un fel mă duc, plimbat prin da, parc. Trec de acolo acolo și într-un fel mă duc să-i dau una lui Denis. Sau într-un fel mă duc să-l pup pe Denis, dacă e cazul. Se referă la Denis, concurentul de la vioară. Și, din nou, nu lua sugestia asta ca pe o obligație pe care trebuie să o faci dintr-o formă anume, adică dacă mergi mai cam braț sau, nu știu, dacă faci pașii mai mari sau pașii mai mici, nu te gândi la formă, ci gândește-te la ce gândești și ce scop ai și de acolo să capete și corpul poziția necesară și forma exterioară. Săracul tremurai, dacă îl vedeți, cum era... Era, da, deci, da, e teribil de emoționat. Uitați-vă, da. Cu atâtea susținătoare. Ăsta e momentul tău, Albert, ce am vrut noi aseară, nu contează. E momentul tău și trebuie să te bucuri de el. Și încă o dată, ia mai faceți cum faceți voi, frumos. Arată arte pentru voi, despre voi și cu voi, întâlnirea dintre concurenți și spectatori. Vlăduț, tu ai vorbit, îți dau microfonul? Nu ești tu acum, dar ce este la școală? Vorbiți când vreți. Putem împreună? Luăm conformist dacă vrei, da. Și spune tu prima, te las pe tine să spui. Bine, mulțumesc. Felicitări. Cred că o să ajungi să faci dans de performanță. Ești foarte expresiv, ai susținătoare. Eu tot de mersul tău am să mă leg și eu e singura observație pe care aș vrea să ți-o fac. Mi se pare că lipseai în momentul în care mergeai, efectiv lipseai, parcă ieșeai din, nu mai erai aici cu noi și se simte cumva foarte tare și trebuie să fii foarte atent și la ochi și la felul în care îți miști fața, brațele le miști foarte frumos și felicitări. Și mie îmi place cum te-ai îmbrăcat, chiar îmi place. Nu cred că mai am ceva de adăugat, au spus colegii mei tot la fel partea cu
plimbatul dintr-o parte în alta. În rest, felicitări. Mulțumesc mult. Și... din nou, asta vin din atunci când ai o claritate a gândului și a poveștii care e în spate, lucrurile astea o să se întâmple organic, natural, nu o să trebuiască să faci ceva neapărat. Dar dacă eu știu că mă trage ceva încolo sau trebuie să ajung în partea aia, o să se modifice instantaneu mersul. Adică poți să încerci să, și chiar să faci un experiment. Câți ani ai? 17. Mulțumesc. Da. Băi, tu nu mai fura, nu-ți mai pune alea, că să văd. Lasă-mi și tu așa un pic, da, să nu se vadă, că știe deja. Uite, vezi, la modul nu se știe. Hai. 9. Albert, felicitări, încă o dată aplauze pentru Albert. Noi mergem mai departe în concursul care împlinește visul unei generații. Și, ce-mi place asta, ne bucurăm de interpretarea fără egal a Alexandrei și a lui Albert, care trebuie să așeze pe scaun. Bravo! Alexandra, publicul este al tău. Arată! Arată! I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh. City lights, there is a world few know about, where rules don't apply, no, and you can't keep a good girl down. Looking for a good time, gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing, yeah, all night. All night. Baby, now just come to life. Wow. Under the spotlight. Wow. All the girls wanna fall in line. We say, hey. Here come the ladies, about to give a little show. Hey. Here go the boys, he gonna show a little more. Pam, pam, pam. Vă știți de când s-a înscris Alexandra? Imediat în noaptea de după finala primei ediții. Deci, de atunci, ea visează să fie pe scena asta. Eu am să vin doar foarte puțin alături de tine și am să te întreb. Gata, s-a terminat. Te-ai liniștit, te-ai relaxat? Cum a fost așa în 17... Am ceva cu 7. În 17 cuvinte. M-am gândit foarte bine pe scenă. Am avut foarte mare emoții înainte să intru. Și mă bucur că nu m-am încurcat. Și important e că m-am simțit bine. Asta e cel mai important, de fapt. Eu, până la urmă, scena asta, asta ar trebui să facă. Eu am să-ți predau microfonul și am să te las cu ei. Bună, Alexandra! Bună seara! Câți ani ai? Așteptă. 16 ani. Mircea, ești 16. Mulți înainte. Ești o apariție, într-adevăr. Mulțumesc. Și părul și foarte frumos outfit. Însă, genul ăsta de muzică necesită un soi de fermitate în mișcare. Adică,
trebuie să fie foarte exact, trebuie să fie ceas. Adică cum a venit bătaia, am făcut mișcarea. E, uneori mi se pare că te-ai pierdut un pic, ai scăpat un pic ritmul din mână. A ratat câțiva timpi. Atât. Dar asta se rezolvă cu mai mult antrenament. E strict de antrenament, ține chestia asta. Și cred că poți să o rezolvi. Și să ai grijă la picioare, la poziția picioarelor. Ai tendința să stai cu genunchii flexați. Ori nu arată foarte bine. Adică piciorul trebuie să fie frumos, întins tot timpul, așa. Țais. În rest, foarte bine. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări, Alexandra. N-am prea înțeles nevoia partenerului pe prima parte. Cred că te puteai descurca la fel de bine și singură. Era o poveste, încerca să-l cucerească. Sau, mă rog, a încercat și... pleca și a zis: n-am nevoie de tine, mă descurc și singură. N-ai înțeles nimic din viața asta, Denis. Da. Da. Mai zi ceva, Denis, acum. Nu? Te rog, mă. Felicitări, Alexandra. Mă duc acasă. Și eu cred că ai fost mult prea concentrată la pașii pe care ai avut de... Pa. De cauza emoțiilor, clar. Pa, Denis. Lăsați-l că se întoarce și singur. Facem schimb, Vlad, te rog, de locuri? Nu. No. Gata. Super. Alexandra, da, mult prea concentrată la pașii tăi, dar nu e ceva greșit, înțeleg, ai avut emoții, total normal. Pe a doua parte, destul de curajoasă să alegi piesa, cine o cântă? Cristina Aguilera, nu? Da, așa. Cumva trebuie tot timpul să fii cu un timp înainte, să anticipezi cumva, da. Ritmul și, mă rog, pasul și... Înțelegi ce vreau să zic. Dar felicitări! Ești foarte drăguță și ai un păr foarte frumos. Mulțumesc! E o surprinzător, spre deosebire de colegul Denis, am înțeles povestea. Nu știu ce ai zis, nu am auzit, mai zi o dată. Are un păr... De care un păr foarte frumos, spre deosebire de tine. Ah. De seară. E pe rost aici, sau e luna lor, e luna lor, e luna femeilor. Le lăsăm. Au dreptul o dată pe an să spună lucruri de genul ăsta. Le lăsăm, că doar asta știu să facă. Așa, bun. Foarte frumos, am înțeles povestea. Am înțeles povestea. Gândirea ta e foarte... Poți să vorbesc și eu? Pe bune! Am înțeles povestea, dar m-ai împrumutați toți participanții de la Sandy, m-ai împrumutați energia aia și fermitatea aia mișcărilor și punctualitatea aceea. Foarte bine ce ai făcut. În schimb, lipsește, cred că vine din curaj asta și din cât de bine îți dozezi emoțiile și cât de mult te folosești de ele. Pentru că am văzut că aveai emoții. Asta vine din repetiție și din siguranța mișcărilor. Da. Bravo, bravo, Ștefania. Pe tocuri e ceva, adică... Drag. Da, oricum, și pantofi, îmi place foarte tare. Ce eu nu știu să merg nici 2 metri, eu nu știu cum pot, nu mai pot să dansez. Tare. 16 ani, ai spus că ai? Da. Felicitări. Da. Hai, nu mai zâmbi așa, arată nota. Arată nota! Jos mapa! Mamă, ce greu, doar să stai așa. Asta zic și zic, cum e? Nu știu. Denis 8! Vlăduț 9, mădă 8! Ea a fost Alexandra și cu puțin ajutor din partea lui Albert. Încă o dată un rând de aplauze! Teo de mare să vină acale! Da! Da, faci ce vrei! Fii atent! Putem? George, poți să iau un microfon de aici? Desigur, am auzit, desigur! Da, dar cum se pornește? Are un buton, evident, mulțumesc! Excepțional!
Cât, Teo, cum ți s-a părut? E pornit. Greu. E greu, da, e un buton cu greutate. Cum a fost seara pentru tine, dar lor, nu, lasă-o pe mine. Păi nu știu, câteva observații, am văzut că să urci pe practicabil e cam impracticabil. Și am văzut că unii dansează și fără lumină. Oh! Se apropie și ora 7. Scuze, Denis. Așa, eu o să fiu în spate în continuare, acum o să mă apuc și să strâng gunoaie. Mulțumesc, da. Și o să râd în sală în caz de, mai zice Denis, vreo glumă. Aveți gunoaie acum? Chiar nu știu să-l închid. Nu? N-aveți gumiță? N-aveți gumiță? N-are nimeni gumiță. Unde e Dex cu cutia? Dex cu cutia era avut și repetă. Cucu? Cucu pentru Dex. Apropo, atât Alexandru Noghi și cât și Larisa Mihăiși vă transmit salutări. Ei sunt în inima noastră și vor rămâne alături de noi tot timpul. Alex își pregătește debutul ca tenor la Opera Națională a României și cred că ar trebui să-l aplaudăm, că sigur vede. Să-i urăm un succes. Cu cei doi Ștefan m-am întâlnit marți seară și am văzut toată nebunia care a fost la muzică și au dat așa niște indicații. Eu am spus unora dintre ei ce au vorbit și cu cei doi Ștefan și ei vă pupă și vă salută. Sunt undeva la Vâlcea, pregătesc o premieră, mai cu curaj, așa, că dacă erau ei acum... Iar noi mergem mai departe în această ediție de vis. Eu am așa o curiozitate simplă, sau mai complicată, nici măcar n-are importanță. Cum a fost până acum? Cum v-ați simțit? Extraordinar! Ei, ia, uite, el se pregătește, e concurent la teatru, s-a calificat, a trecut de preselecții. Bravo! Am văzut și pe Alexandra. Alexandra, te-am ascultat toată săptămâna, să știi. Ea e Alexandra, e semifinalistă, una dintre cele 8, din cei 8 semifinaliști. Ah, ce îmi place când se creează o unitate și o familie. Mai e și Alexandra aici, care nu se știe încă dacă a intrat sau nu în concurs. Trebuie să mai demonstreze puțin. E a doilea rând de preselecții. Da, bună, mă înclin. Mamă, ce fain e, ce mă bucur. Ia uite, și Taking Back Monday, și cu Dede, și cu Limbutu. Foarte fain, aplauze pentru ei. Dar cumva schimbăm puțin registrul și îl invit pe această scenă pe nimeni altul decât Nicolas Lazar. Arată! Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman. Cry a snowman, don't you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman, don't you shed a tear. Oh, hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So
continuăm mai încoace, ia ăsta și o plec. Bravo. Bună seara. Salut. Felicitări. Gata. Bună, câți ani ai? 17. 17. Mulți. Te-ai emoționat? Da, da, mi-a plăcut foarte tare momentul tău, pentru că despre asta, adică mișcări în sens, o poveste pe care o înțelegi și ai, ești atât de ușor în mișcări și de, ești aer, practic. Nici n-am simțit podeaua, că ai atins vreodată podeaua în tot dansul ăsta. În mod normal aș fi zis să ai grijă la cum ții capul în piruetă, dar s-a potrivit, adică a fost tot într-o cheie cumva de, și mi-a plăcut dezechilibrul ăsta controlat pe care l-ai avut pe tot momentul. Da, e un moment foarte bine gândit, cu substanță și te-ai ajutat foarte tare de muzică. Ceea ce... Felicitări și pentru alegerea piesei, e foarte frumoasă. Mulțumesc. Și ai o poziție a corpului foarte corectă. Felicitări, chiar cred că o să faci performanță din dans și sper că îți dorești chestia asta. Da? Da. Da. Super, felicitări. Dar ești foarte emoționat. Am o întrebare. Partea de coreografie, ai lucrat singur? Ai luat de pe internet? Da, și m-a ajutat și doamna Dana. Da? Foarte frumos. Felicitări, Nicolas. Mă aud, mă aud, da. Nicola? Ce mă bucur că ia să iată. Da, aveam exact aceleași idei ca cele pe care nu le-a spus Ștefania. Mi-a plăcut mult felul în care ai contactul cu podeaua și felul în care baterizezi foarte fin și fluid, așa, adică n-am simțit niciun moment că există orice fel de risc, adică aveai totul sub control și... Da, ăsta a fost un moment construit, gândit, având componentele necesare. Ce se... Mai, te rog frumos. Te trage în piept. Da. Dai cu ăla. Felicitări, gata, felicitări. Mulțumesc. Pe lângă toate lucrurile pe care le-au spus colegii mei, băi, au ceva cu mine, sunt pe picioarele. Da, așa trebuie să ții botezul. S-o obișnuit, peste tot am botezul. Fost mai mic. Am văzut o respirație corectă, ceea ce te-a ajutat foarte mult. Ceea ce ți-a dat un soi de calmitate și răbdare, nu te aruncai în mișcări. Ceea ce nu știu dacă am văzut până acum, dar... dar te-a ajutat foarte mult această respirație corectă și se vede că faci dansuri la un nivel profesionist. Bravo, felicitări! Mulțumesc. Da, Aline. 10. 10, Denis. Zece, VIP, Nicolas Lazar. Foarte posibil să ne vedem cu el în semifinală, să vedem ce face și la improvizație. Bianca, ești pregătită? Da, te aud, mă auzi? Ia uite. Mă, ei doi sunt foarte buni prieteni, sunt colegi de bancă sau ceva? Care-i povestea? Sunteți colegi de bancă? Sunteți foarte buni prieteni, nu? Eu voiam să zic ceva, am stat de vorbă puțin cu ei. Da? Și mi-ai zis ceva tu, nu? Ea n-a dansat niciodată ce ați văzut voi astăzi. Ce dansați ea, de fapt, ia să vedem. În mod normal dansez street dance la My School of Dance. Dans deci... sportiv. Da, e ceva. Hai lângă noi, uite, avem aici încă un... A venit the white and black man. Exact. Ia zi cum te-ai simțit? N-a zis-o voi, eu zic eu. Pata de culoare arată. Ți-a zis Mircea the white man, ca să știi. M-am simțit foarte bine pe scenă. Și am avut foarte multe emoții. Mai aproape, Bianca. Am trecut peste emoțiile. Bravo. Important e că le-ai transmis. Albert, tu cum ești acum? Albert, cum ești acum? Ai maletă? Destul de bine.
De ce ai maletă? Pentru că mi-e frig. Da. Cam bravo. Asta e starea aici. Bravo. Suntem bine. Pup! Pa! Pa toți! Pa! Ne vedem mai târziu. Hai mă că ne întoarcem. Uite, avem un buzoian în jur acum și avem și niște buzoience absolut încântătoare. Sunt splendide, strălucitoare și sunt zienele Buzăului! Pentru prima oară pe scenă arată artă, sunt zienele Buzăului! Arată! Yeah.
Na, eu vreau neapărat. Am și eu o rugăminte la voi. Pot să fac, eu practic sunt acasă. Puteți să mă luați toate în brațe, așa? Vreau să fiu îmbrățișat de toate. Puteți să mă luați în brațe? Cine zicea că e seara noastră? Să mă luați, eu așa. Pare că e seara lui Mircea. Wow, vă mulțumesc, fetele. Atât am vrut. Adică, voi vă dați seama că am fost îmbrățișat de sfințiene. Adică, nu de oricine. Ai grijă. Eu sunt fascinat de tradiție, de folclor și pentru mine înseamnă foarte multe... Mi oferă foarte multe emoții. Nu știu cum o să fac eu cu microfonul. Cred că cel mai bine o să îl las cuiva. Doinițe, nu mă uit la tine. A venit Doinița la repetiții, la preselecții și am dat-o exemplu de cum zâmbește și așa. Și după aia mătușa ei mi-a dat mesaj că era să o omor fata când de ochiat-o. Deci nu mă mai uit. Nu vreau să te mai văd. Doinița, nu mă mai uit la tine. Scuipă. Nu mă mai uit astăzi. Scuipă, să nu de ochi. Să nu fie de ochi. Așa. Lasă-le că sunt îmbrăcate în roșu, acum nu le prinde. În roșu erau și atunci. Pe bune. Vă las microfonul vouă și mă retrag în glorie defectă? Bine, Doinițe îi dau microfon. Bună seara! Bună seara! Salut, felicitări! Mulțumim mult! Felicitări din tot sufletul. Eu sunt o mare încurajatoare a păstrării tradițiilor și chiar mă bucur tare mult că v-ați înscris. Și eu am făcut danse populare, așa am început să cânt, de fapt. Și știu ce înseamnă ideea de comunitate și sincrono pe care îl simțiți. Și felicitări, mie mi-a plăcut foarte mult. Mulțumim mult. Și sper că vă place cu adevărat să dansați. Felicitări. Cu toți ar trebui să știm să dansăm pașii ăștia. Câțiva, măcar hora, măcar... Mi-ați făcut o poftă de o nunt. Da, pe nu ziceam că de seara când ajungem în București mergem și dansăm o... Băgăm o bălăceană. Bălăceană asta. Nu, bălăceana e la Bucovine. Dar, haide, fericită pe sora ta, zi. Bravo, Deni. Așa. Mi-a zis de când a început momentul că aia prima e sora mea. Da, a venit și mi-a zis. Felicitări și să dați asta mai departe și copiilor voștri, nu știu. Felicitări! Mulțumim mult! Sunteți minunate, vă stă atât de bine îmbrăcate așa, sunteți eclipsați floricelele pe care vi le-ați pus în păr. Mulțumim! Mă bucur tare mult că ați venit și că ați dansat aici pentru noi. Mie chiar mi s-a făcut dor de casă și de o nuntă, că la noi doar la nuntă se mai dansează populară și am așa un chef nebun să bag o sârbă. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Vlăduț, dacă vrei să adaugi ceva? S-au făcut cam toate complimentele, nu prea mai putem completa noi cu nimic. Da, spune Ștefania. Că tot salvat. Nu pot. Am și eu OCD din asta. Să aveți grijă doar la poziționarea în scenă. Știu că e destul de mică și nu e mai greu așa să fiți și atente la margini. La linie acolo, că trebuie să fie, adică să arate și alea. Da. Voi sunteți perfecte, să fie și liniile alea perfecte și la cerc. Dar astea sunt așa pentru voi, în caz că vreți să vă perfecționați. Deși nu aveți nevoie. Zic să trecem la note, Vlăduț, dacă mai vrei să spui. Vreau să vă spun că m-ați impresionat, ați stat tot dansul cu zâmbetul pe buze și un zâmbet din suflet, voiați să-l transmiteți nouă și mi-a plăcut foarte mult, felicitări! Mulțumim! Note? Hai că Mircea și-a luat o pauză. Mădălina 10, Vlad... Și cel mai bun din juriul 10. Mai zi o dată, hai așa, bă, liniște. Ce ai zis? Stați, mai zi o dată, hai, te rog eu frumos, hai, te rog.
Glumele nu se repetă, doar în cazul lui Gavrilă, da, lui Teodor, care spune aceleași glume. Băi, de când s-a calificat asta atunci el în sală care râde. Da. Ele au fost în zienele, sunteți minunate. Aplauze încă o dată. Mi-ați făcut o mare bucurie că ați venit și vă mulțumesc că v-ați înscris în acest concurs. Ne vedem în tura a doua cu improvizația, să vă vedem acolo tot la fel de zâmbitoare. Mulțumim, fetelor. Vreau să invit pe cineva care mă suportă de ceva timp foarte mult. Și bravo. E cumva seara dedicată ei, pentru că unii dintre concurenții a încercat să muncească. Eu m-am enervat, pentru că ziceam la fel. Noi, dacă am făcut aceeași școală, gândiți când faceți ceva, nu mai fiți în general, nu te mai plimba. Și Dana încerca să le spună, aici pe fraza asta muzicală, și eu, că nu știu cum e cu coreografia cu astea, am ajuns la un soi de divergențe, dar sper că mă iartă, că mă iubește. Unde e? Dănuța, vină un pic, te rog frumos. Ea este Dana Gheorghe, este manager a Rata Artă. Am lăsat-o la seara asta să-și ia gloria cuvenită. Ea se ocupă de partea de care nu mă ocup eu, cu acte, cu hârtii, cu telefoane, cu ceva îngrozitor. Dana, îți luați microfonul să... Uite, urcă pe scenă. Hai, vino. Nu? Hai, uite, te las să spui câteva cuvinte, că până vreau să văd ce fac sânzienele în spate cu Bianca. Așa, ne pus în masă chemarea asta mea pe scenă, dar îi mulțumesc. Și îi mulțumesc că și-a pus și cenușă în cap pentru că mi-a făcut zilea mare. Accept scuzele, da, e nu dedicată mie seara asta, e dedicată vouă. Eu am performat cumva pe scenă, îmi cer scuze, sunt și emoționată și răgușită. Dansul, eu le-am povestit copiilor că din punctul meu de vedere dansul este poate cea mai minunată dintre arte pentru că, repet, e punctul meu de vedere, pentru că te sensibilizează. Și eu le spun întotdeauna copiilor, nu dansați voi muzica, lăsați muzica să vă danseze pe voi. Și dacă poți să ajungi să faci chestia asta, atunci e minunat. Închizi ochii, asculți chestia aia și ea te duce singură, unde trebuia să te ducă. În afară de toate chestiile astea, nu vreau să mă lungesc în discurs, că a fost așa până pus în masă, să le mulțumesc chiar tuturor celor care au venit în seara asta pe scenă să danseze. Ediția trecută am suferit cumplit, pentru că n-am avut dansatori. Nu știu de ce lipsa asta de dansatori în orașul ăsta, habar n-am. Știu că le-a fost greu, pe mulți dintre ei am provocat. Albert, vă spun eu ceea ce nu v-a spus el, Albert a început să învețe ce s-a văzut acolo pe scenă joi seară la ora 7, da? Și am făcut cu el, deci joi seară și ieri, atât. Și eu îi mulțumesc pentru că, deci chiar a vrut să danseze. Și eu apreciez chestia asta. Despre Nicolas nu mai vreau să vorbesc, ca despre, de altfel despre toți. Mulțumesc Mircea, vă mulțumesc vouă că ați venit, vă așteptăm și edițiile viitoare pentru că merităm. Toți! Mulțumesc, Dăbuța, iartă-mă! Au înnebunit-o zilele astea săraca, nu știu cum mai poate să mă mai suporte. Eu sunt și... Bianca, mă auzi? Mamă, ce mișto, vă vedeți! Fii atent, fetele vor să transmită un mesaj și le las în pace. Da. Așa? Hai, spuneți! Mulțumim pentru tot, Marius! Marius, instructorul lor de dans, care e undeva în sală. Exact, da. Ce te mai iubesc pe tine, fetele astea. Ciao. Îmi place că și-au păstrat zâmbetul. Băi, zâmbesc într-una, fetele astea, și sunt superbe. Nu știu unde le-am găsit, dar vreau să le păstrăm aici, mereu. Aici o să le păstrăm cu tine în cameră. Ok, bine. Perfect. Baftă pe mai departe. Noi, în momentul de față, o să luăm o scurtă pauză. Ne vedem într-un sfert de oră în aceeași formulă compactată. Nu plecați că nici măcar nu știți ce urmează. Se concureza
ce ți așteptat să știți. Am revenit după pauză. Aplauze pentru bandul nostru minunat. Ștefan Boricianu, Corin Sandu, Irina Zonda, Dani Bușoi, Radu Constantin, Bianca Minea, Maria Grosaru și invitata de onoare, Bianca Mihai. Fata din camera galbenă. Mulțumesc eu. Sunteți doi de Teo aici în primul rând. Acum că ne pregătim de improvizație, jurații doar vor oferi note, mai puțin Ștefania, pentru că ce s-a spus, pentru ce s-a pregătit, s-a spus. Și concurenții, cred că cu emoții, cu... Teo Gavrilă, unde este? Teo! Teo! Teo Gavrilă este mort de dor de mare. A făcut o greșeală. Cucu? Unde-i Teo? Băi, Teo, cum să uiți... Să mulțumești cofetăriei. A? Mulțumește, te rog eu frumos. Mulțumesc. Așa. Cofetăriei. Așa. Vilaje. Și împreunat acum. Mulțumesc cofetăriei Vilaje. Bravo, măi, Teo, hai că te-ai descurcat, gata, a fost aici. Săptămâna trecută a fost o săptămână cu probleme și cumva am încercat să remediem, așa cum v-am promis săptămâna asta. Până acum totul a mers și așa, să vedem ce se va întâmpla și de acum încolo. Dar eu le-am spus acestor oameni de la Sunet... Să vă fie rușinat! Dar, după 3 ore de discuții, ne-am dat mâna și am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi... Să fie pace! Perfect! Eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc bandului. Bandul va acompania... concurenții în partea de improvizație. Iar au fost clasa noastră muncitoare, așa cum a spus Teo Gavrilă și săptămâna asta. Cred că săptămâna viitoare, 3 zile dormiți de la 7 seara până a doua zi, până la 7... Nu, e fără, pe bune că nu vreau, dar mă rog, asta e, ne contează. Cu cine începem, cu cine începem? Voi știți cu cine începem? Ia zi... Bravo, măi, Ștefan. Așa a scris Dani, dacă a scris Dani, așa. Andra Muntenașu. Hai, Andra, vino încoace. Vino. Că nu știi ce te așteaptă. Trebuie doar să asculți muzica. Da? Baftă. Arată! Told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Yesterday, days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. And forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, been that way.
Dată de la Bănică Junior, dă senzație, dă music hall, nu mă bag, arătați doar notele, atâta, direct, 10, bravo Andra, fuge camera galbenă, Bianca o să vină și ea în câteva secunde, noi mergem mai departe în concursul care privește visul unei generații și, no, dă-mi și mie ecranul, Dragoș. Da, nu, eu mi-am făcut temele, eu știu cine intră, dar să mă asigur, știam, măi. Dar îmi place să vadă și grafica Cristinei, că n-am muncit degeaba la ea, adică mi se pare mișto să fie afișată. Exact, da, am dat bani, normal. Ela Pietraru, uite, scena este a ta, doar ascultă muzica, baftă, arată! Partea de improvizație, Vlăduț cel Negru de Drăguț, este și puțin duruț. 8! 8 mădă, 8 Denis. Bă, voi v-ați vorbit. Ela, mulțumim din suflet. O să te întâlnești cu Bianca imediat în camera galbenă. Că sunt aici, Mircea. Și știu, imediat am zis. Imediat înseamnă imediat. Imediat poate să semne și peste jumătate Mircea. De oră. Mircea? Da? Am înțeles că nu mai avem voie să vorbim după momente, dar dacă mai vreau, pot să-l iau la mișto pe Vlăduț, nu? Da, oricând. Asta e deschis, e deschis. La cioace e deschis. Mergem mai departe. Următorul, cucu. Ce simplu așa, ce sec a fost. Sandy Frunză. Hai, dragule. Bandul e pregătit. Sala e pregătită. Arată! Baftă! Iubesc femeia de dor nebună, femeia
ochi negri de foc, dar și pe aceia cu ochi verzi ca marea. Îmbrățișarea-i mă-nbată pe loc. Blondă sau brună, îmi e tot una, tot potrivă te iubesc. Potrivă le doresc. Iubesc femeia care-i femeie a vieții cheie, doar pe aia o iubesc. Iubesc femeia care-i femeie a vieții cheie, doar pe aia o iubesc. Iubesc femeia care-i femeie a vieții cheie, doar pe ea o iubesc. A vieții cheie, doar pe ea o iubesc. A vieții cheie, doar pe ea o iubesc. Bianca Mihai și la tartă, Ben și Sandy Frunză și notele de tăgădăm, 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 tăgădăm. Bravo, Denis, îmi place, îmi place când te faci și gândești. 9! 8! Să știi că dacă te uiți în gol într-un punct, nu înseamnă că ești deștept. 9! Mulțumim, Sandy! Bravo! Mai departe, în concurs... Ce? Ce? Ha? Patricia Hampu. Arată! Când eram băiat acasă, tare bine mai era. Aveam o gagică grasă care mă iubea. Dar când am plecat în lume, ursitoarea m-a mințit. O să ajung în barosan, bogaci fericit. Însă bănuțul s-a arătat și fericirea iute s-a stricat. Așa că beau, doresc paharele cu prietenarii și cu fetele. Așa că beau, doresc paharele cu prietenarii și cu fetele. Ce-mi plăcea s-o facem lată, asta mi-era poala. Unde n-ajungeam vreodată, asta era școala. N-am nici bani, n-am nici mașină și de datorii sunt full. Am o cașcă și o chitară și asta-mi e de sus. Însă bănuțul s-a arătat și fericirea iute s-a stricat. Așa că beau, doresc paharele cu prietenarii și cu fetele. Așa că beau și-mi bag picioarele tot ce ține de tranziție. Pati, arată artă, Ben, Dani, te-ai auzit senzațional, fetelor și voi. Vedeți că zic și de bine când e zis de bine, eu zic când e de rău. Când e de rău. Și voi, a? Ha, bravo! Aplauze pentru echipa de sunet, arată artă. Sărui de ochi, tu să nu fiți de ochi. V-am lăsat, adică am făcut un scurt moment ca să vă gândiți la note. A fost atât de simplu. Zi. Eu, 10 pentru Dani și pentru tot bandul. A fost minunat. A fost minunat. Dani, bravo, Dani, Dani. Bravo. Foarte frumos, Dani, ai cântat, bravo. Dani, ți-a făcut mădă cu ochiul. Mi-a plăcut. Dar mie nu mi-a zis Vlad că am cântat frumos. Poftim? Cine? Ți-am zis eu, era... Vlad. Era... Da, eu vreau să-mi zică Vlad. Vlad nu are gusturi, n-ai ce să te aștepți la el. I love you. Bă, asta înseamnă... De câți ani vă știți voi? Oho? Oho? Asta înseamnă. Prea mulți. Prea mulți. Prea mult. Hai notele. 10 Denis, 9 VIP, 9 Mădă. Ia e Pati, mulțumim Pati.
Și călătoria noastră continuă și acum pe scenă arată arta pe scena care privește visul unei generații. Urmează Teo Gavrilă. Hai Teo, vino cu aici. Teo, hai, prezintă tu următorul concurent. O să-l prezentăm pe Albertino, o să vină Albertino. Arată! Împlinim visul unei generații. Albertino! Băi, Albertino, ai 10 pentru mine doar pentru că ai reușit să o ridici pe Ștefi Cârcu în brațe și pe bărbat care face asta. No, mă, dă 10, Denis! Bravo, Albertino! Bun! Ha! Bravo, bravo, Ștefania, excelent! Vedeți cât de sus s-a dus? N-a vrut și el să uitați, s-a uitat așa la Ștefania și la modă și a zis: nu, mă, dă-i prea ușoară, mă, tu la... Simțit, s-a dus mult. Dacă s-a tot. A luat două deodată. E din Buzău. Îl știu de atâta timp și azi e prima oară când aud o glumă bună de la el. E buzoian, să știți. E de noștri, din popor. Hai, Alexandra. Ce? Ți-e teamă? Ți-e frică? Hai. Bă, este senzațional, mă! Și bravo. Tu ești, mă. Ești ok! Hai! Ara... Da! Ia! Yeah. Ok, bro! Hai, Alexandra, vede ce să ai emoții! Da, așa, mă! Baftă! Arată! Watching over me with smile upon their face, 'cause I have made it through this far and in unforgiving place. It feels sometimes this is big for a girl like me to cry, but I must not do salt right now, do it in my own time. I don't care, I'm halfway there. Upside down. Ain't got no care. Ain't got no care.
pick it up. Oh, whoa, oh, whoa, oh. Come on, Charlie. Alexandra, bravo Maria, bravo backing-ul. Bă, v-auziți, dă senzație, e mișto rău. Mamă, dacă era și țara de muzică așa, wow! Cum ar fi fost? 10, VIP, 9, mă dă, 8, Denis. Mulțumim, Alexandra, mergem mai departe în concurs. Nicolae, ești pregătit? Hai. Baftă, baftă, arată! Bravo! Bravo, Nicolas! Bravo, Maria! Bravo, dragilor! Mădălina! 9, Denis! 8, Vlăduț! 9, Mădă! Bravo, Nicolas! Mamă, mamă! Bianca! Da! Du-te în spate, că vreau să vedem care-i vibe-ul acolo. Să vedem care-i se vibe-ul în camera galbenă. Corespondentul nostru special face două zile, că e departe tare camera galbenă. E foarte departe, este undeva la Focșani camera galbenă. Am zis să le punem așa, diferit. Și avem un elicopter care ne aduce concurenții. Bianca a ajuns? A? A ajuns Bianca? Nu a ajuns, închideți ușa, vă rog frumos. Închideți ușa, închide ușa. Așa, Dănuțule, zi lui Dănuț să plece. Ce e? Speriat, Dănuț. S-au speriat angajații teatrului. Nu se așteptau o asemenea afluență de oameni. Intră, să intre și Albert. Nu mai râde, Dănuțule. Închideți ușa, vă rog. Nu mai de costele, închide costele ușa. Închide costele ușa, auzi. Așa, unde este Albert? Era afară, Albert. Nu știu unde este Albert. Să nu mai stea în pielea goală afară. Luați-l pe Albert afară, așa. Nu-i nimic, Andra s-a dus, Andra e în picioarele goale, o să răcească. O să avem pe conștiință, stai puțin, de ce să o avem pe conștiință? Să-și ia ceva în picioare, ce să-și ia în picioare? Avem un prosop, o cârpă, ceva. Albert nu mai râde degeaba. Gata, suntem bine, a zis Mircea să nu mai râzi degeaba. Am promis că la semifinală și la final o să avem și un ecran ca să audă și ei ce vorbim. Deci ca să înțelegi ce e aici, eu nu știu de ce am primit ăștia. Ah, ok. Cadou pentru Albert Boștină. Da. Ia, vezi care e vibe-ul. Uite ce râde. Care este vibe-ul? Ziceți ceva. Ok. George notează. Microfon de ambient în camera galbenă. Exact. Bun. Așa. Pati, cum e Pati? Pati, cum ești? E scundă. E așa. În primul rând. Păi scundă sunt de 3 ani, deci e bine. Și mi-a plăcut foarte tare melodia. A fost pe stilul meu. Și mai vreau încă o dată, dacă se poate. Mișto, fain, da. Corect. Da.
Bravo! Da, mulțumesc. Cum a fost pentru Sandy să danseze cu Band Life? Pentru cine? Pentru Sandy să danseze Sandy, cu Band Sandy, Life. Sandy. Așa. Cum a fost? Să danseze cu Band Life. Nu așteptam să pice acea melodie, dar mi s-a potrivit. Asta e tot ce contează, bravo. Cred că îi place de mine de-aia și am cântat. Andra, cum se simte la Buzău? Andra, cum te simți la Buzău? Stai. Mă simt foarte bine, chiar mă simt pe scenă ca acasă. Wow, ce fain. Să știi că sala te aplaudă. Sala te aplaudă. Mulțumesc. Albertino. Lasă zâmbetul ăla, zi cum lasă e, zâmbetul, ca și concurent. Zi cum e, ca și concurent. Păi, nu știu, e foarte bine. Experiență nouă, mă simt ciudat, dar mă simt bine. Ești foarte frumos, să știi. Ești foarte frumos. E ciudat să zici tu asta. Știu, dar trebuia să o spun. Adică dacă nu zici tu, ce să fac? Ești foarte frumos, zic eu. Bianca, poți să-l întreb cum e cu lombara? Întreabă da. Ștefania cum e cu lombara. Ești ok? Da, e tot bine. O să facă hernie de disc mai târziu, are timp. O să faci hernie de disc, ok? E o problemă. Bun, Bianca, mersi. Pa. Te-am pupat. Da, că a venit și Nicolas. Nicolas, stai. Nicolas. Ia zi, Nicolas, câteva cuvinte. Ce să zică? Uite, te întreabă. Cum a fost? Spune niște gânduri. Cum e pe scena aia cu bandul live? Cum se simte? Minunat, n-am alte cuvinte. Dar cine te-a pupat? Opa, au apărut fanele, nu? Bravo! Nu vrea să ne spună, aflăm până la final. Rămâneți cu noi. Ok. Hai să zic că cel mai bine și cel mai corect și cel mai cinstit și onest să chemăm sânțienele pe scenă. Haideți, fetelor! Ia uitați cum ați câștigat tot publicul, modă zâmbește, Cârcu la telefon privește, iar tenis se îngrozește, de acțiunea ei prostește. Pam, pam! Nu se zică poetul. Ce a vrut să spună poetul? Nici el nu știe, baftă, a plecat, arată! Vedeți ce băieți sunt în spate? Aveți de ce note dați? Vlăduț, Denis, că vă fete poate le iartă, dar pe voi nu știu ce să zic. Fenomenal! Adică, da, asta trebuie să vii. Ce faceți, mă, fetele? Ce sunt vitale, sunteți? Hai, nu, notați cum vreți, că bătaia după aia o luăm toți. Nouă, Denis! 10 mădă! Ele au fost încântătoarele sânziene! Mulțumesc! Mamă, ce bine v-ați auzit! Și acolo, Codrin, te-ai auzit? Da? Irina, totul în regulă? Mamă, ce tare! Bravo. Bianca a cântat foarte bine acum. Toată lumea! Încă o dată un rând de aplauze pentru echipa noastră de sunet, care și-a spălat o parte, din păcate. Da? O parte, mai avem, mai e mult până departe, stai să vedem. Mai avem două semifinale, mai avem o finală de trecut. Și după aia, sper ca la anul să nu facem arată artă în Casa Spânzuratului, adică zic.
Aveți biletele? Vă apucați de votat? Da? Hai! Zic start, vot! Doar 10 minute atât, noi suntem pregătiți cu tot. 10 minute, urna este aici, după care vom afla cine sunt semifinaliștii. Ce vrei, Dragoș? Nu am, de unde să-ți dau eu pix? Bravo, mădă, bravo! Și ne vedem în 10 minuțele. If you let time rot behind my back, and I'm talking to myself at night because I come for hay. Back and forth through my mind, behind a single ray. Then a message coming from my eyes says, leave it alone. Ce vă mai place să cântați când aveți sunet? S-aude, s-aude! Cum sunteți în sală? Cum e vibe-ul? Care e vibe-ul? Da, mădă și... Nu, că mai cântăm noi ceva, că vrei să cântăm ceva, fii atent. Hai! Hai! Ia să vedem. O dedicație pentru Vlăduț. Pentru Vlăduț. Colegi. Nu, nu, nu e pentru Vlăduț asta. Opa. Ceva să-l mai înveseliți, că o să înceapă mulți să mă... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Să fii iubit, să fii fericit și să-ți iasă toate cum ți-a ieșit seara asta. I love you. Da, vezi că nu ți-a închis chitara. Nu ziceți și voi senzual așa la mulți ani, Radu? La mulți ani, Radu. Încă o dată un rând de aplauze pentru minunatul nostru chitarist. Membru Revival, membru Arată Artă Band. Noi aveam o surpriză cumva nepregătită, dar pentru că țin foarte mult la acest băiat, care cred că a terminat. Unde sunt băieții de la Kings of Hair? Sunt pe undeva pe aici? Erau sus? Dragoș, du-te și invite-i vă băieții la Kings of Hair să vină puțin. Sus, în cabina mare. Sus. Da.
Bravo! Până atunci, pentru a lua tartă, mai are ceva pregătit? Hai! Ce faceți? Upside down. Muzică de lei. Ce tare. Rămâi. Hai, rămâi. Nu, varianta noastră. Rămâi. Ce e, Irinuca? Îți place, a? Vă, că te simți foarte bine, ce mă bucur. Asta am vrut să se întâmple și să mă bucur că s-a întâmplat. Hai să le zicem și lor până să hotărăsc. Dani? Cântă-ne ceva, să cânti tu, ia uzi. Nu știu, ce vrei? Wow! Mamă, câte filtre. Aș vrea să cânte Vlăduț. Da. Da. Doamne ferește. Hai, ce, cântați ceva. Îți seama că dacă începe Vlăduț să cânte, o să plece până și mama lui din sală? Facem din la. Hai, din la. Hai, Codrin, din la. Rămâi și dansează cu mine. Viatul meu nu păstrează distanța. Arritmi cu inima mea să te cap. Te privi pe mod silențios și scrie că doare, dar pare gustos. Tu intră-mi în suflet și fă sabotaj. Pune punctul pe linii, treci peste marcaj. Semi-fat, semi-fat, semi-fat. Semi-fleș, dar vreau să mai stai. Nu mă lăsa un decor de dans. Nu șoapte să-mi cânti până la ultimul pas. Rămâi și ransează cu mine. Pieptul meu nu păstrează distanța. Arritmi cu inima mea să te cac toată noaptea, toată viața. Rămâi și ransează cu mine. Pieptul meu nu păstrează distanța. Arritmi cu inima mea să te cac toată noaptea, toată viața. Citește atent. Zâmbește-mi frică, aruncă-mă în gol. Îmi spui cam să clar, eu o iau ca un zbor. Semi-plan, semi-plan, semi-plan. Semi-plan, dar vreau să mai stai. Nu mă lăsa necor de dans. Șoapte să-mi cânti până la ultimul pas. Rămâi și răsează cu mine. Pieptul meu nu contează distanța. Arritmi cu inima mea să te ca toată noaptea, toată viața. Mâi și răsează cu mine. Pieptul meu nu păstrează distanța. Arritmi cu inima mea să te ca toată noaptea, toată viața. In memoriam 1 martie 2020. Am, că nu pot să mă abțin, îmi pare rău. O să vină și băieții care au o surpriză pentru voi de la Kings of Hair. Nu o să vină pe acolo, nu o să vină prin sală. Între timp, Teo Gavrilă, am mai învățat? Hai, da? Ia, joacă-te cu ei și vrem să mulțumim sponsorilor noștri. Eu o să mulțumesc partenerilor și sponsorului principal, dar las pe Teo să văd dacă trece clasa în această seară. Deci, avem. Mulțumim! New Print Group, Slai Nutriția, Rota Natura, VDF Dinamic, Casa Berarilor, Jabar, un val. Avem Coral Blum, Forja Rote, Cofetăria Village. Mai avem Vitamin Aquael Cargid, Europrint Group, Kings of Hair, La Dolceria, Unident Clinic, Cabana Izvoranu, Garden System
și Heartbeat Studio. Și noi alăturații noștri, Global Cash & Carry și Toledo, vă mulțumim mult! Eu vreau să mulțumesc din suflet lui Fane și lui Rodi, cei care păstoresc Heartbeat Studio, pentru că au făcut posibilă întâlnirea dintre acești oameni minunați. Fără voi nimic nu ar fi arătat la fel și vă mărturisesc că vă iubesc din suflet și vă mulțumesc că v-ați alăturat așa acestei nebunii. Vreau să mulțumesc și părinților lui Dani Bușoi, care sunt săptămână de săptămână alături de noi și să duc la București și să ne aducă jurații și niște oameni fantastici, Laurențiu Madi, din suflet, din suflet, din suflet, mulțumiri. Noi continuăm seara și îl invit pe Jimmy, pe Jimmy, 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 îți plac fetițele în bikini? Dar pe tine, cine te mai iubește, Jimmy? El este Jimmy, trebuia să aibă un moment, dar pe care nu l-am repetat și am zis că decât să se ducă în cap, mai bine ne revedem la semifinală, dar el are o poveste faină pe care vrea să ne-o spună și nouă și am să-ți dau microfonul, nu? Îți dau microfonul și te las să faci practic meseria, vocația și tot. Este unul dintre oamenii minunați de la Kings of Hair, care s-au alăturat și era tartă și vreau să îți mulțumesc, Jimmy, și să mulțumesc și întregii tale echipe, sunteți foarte fain și foarte ocupați, ceea ce e la fel fain. Mulțumesc, Mircea, mulțumesc mult că ați venit. În primul și în primul rând, Iusti, du-te în stânga, mă rog, în dreapta ta, pentru că se defilează, dacă nu ți-ai dat seama deja. Bun. În seara asta am realizat un lucru foarte important și acela e că dacă nu ai un plan, nu o să reușești. Dacă o să tot improvizezi, nu o să reușești, nu o să-ți meargă la nesfârșit. La fel e și cu arta. Ca să poți să fii artist, trebuie întâi să înveți regulile și apoi să le încalci. Un alt lucru legat de artă e că fiecare din voi sunteți artă. Fiecare din voi. Și dacă voi vreți să faceți arta asta în tot restul vieții voastre, n-aveți decât. Ăsta e mesajul meu și asta am ales să fac eu. DJ, pune și tu o melodie. Ce vrei tu? Sau ia, cântați ceva, ceva strong, așa, ceva, nu? Nu mai poți, Ștef? Am înțeles, da, decât să o dai în bară. Ce să zic? Nu, mă, ia ține tu un ritm de tobe, mișto, tare, un pic. Hai, Ștef. Nici eu n-am nici cea mai mică idee, dar Jimmy a zis că e scurt și că vrea să prezinte munca lui de două zile, că era terminat la trei și am zis că n-am cum să nu-l las. Și așa că... A, perfect! Bravo, mă, George, mă! Gata, Jimmy, totul e pregătit. Am muncit până azi noapte la trei, să vedem pentru ce am muncit. Kings of Hair! I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing. Asta îmi place cel mai mult. Dar nu pot să fac așa.
Băi, ai și o întrebare, oprește un pic. Ce-ți mă așa supărați? Robocop 2. Sau Terminator. I'll be back. Face parte din număr, dar tu la ce te gândeai, pe bune? Am fost bătuți înainte și n-am. Trebuia să facem cum. Intrați pe cine supărați, așa zici, Jim. Așa zis, asta a fost indicația. Ia veniți voi în față să vă vadă oameni și zâmbiți și bucurați-vă că se spășe în arată artă totuși. Aplauze pentru Jimmy, pentru Kings of Hair. Vor oferi premii în finală și le mulțumim. Bravo, dragi, așa cu zâmbet. Eu am zis, dacă nu plecăm de aici bătuți, scăpăm seara asta. Bravo, băieți. Mersi că ați venit, vă aștept și mai departe să vă faceți și dansul. Încă o dată aplauze pentru Kings of Hair. Vă mulțumim, dragilor. Noi mergem mai departe în poveste. Gata. E, ce, vă place, pe scenă? Nu, mai fără muzică, câtă muzică. Ha, ha, ha. Iar noi ne pregătim să invităm concurenții acestei seri de dans. De ce vin la tine? Că ești cel mai înalt dintre toți, ți-mi place. Îmi place. Bianca, Teo, tu ești aici? Ești cu asta mică, ce frumos. Teo! Teo! Ia vino cu ace. Hai, să începem frumos. Eu invit concurenții. Bine. Și îți dau astea. Da. Vreau să mulțumesc acum echipei de sunet că de data asta ne-am auzit. Vreau să mulțumesc din suflet Teatrului George Ciprian, partenerii noștri, casa noastră, Consiliului Județean Buzău, Primăriei Municipiului Buzău, Centrului Cultural Alexandru Marghiloman, lui Dragoș Burnacu și Buzău Live Music pentru toată minunea asta pe care o face, lui Adrian Dragoman pentru luminile superbe, echipei Teatrului George Ciprian, Bianca, Teo, Arată Artă Band. A fost o seară de vis, pentru că v-am promis că o să fie o ediție de vis. Invit în scenă alături de noi concurenții acestei seri. Haideți, dragilor, sunt zienele, toată lumea. Locul vostru este pe scenă. Sunt doar audiții, stați exact cum vreți. Doamne, ce frumos sunteți! Arată Artă împlinește visul unei generații și puntea aceasta s-a creat și vă mulțumesc. Dar! Frate-le, frate-le. Așa cum o spun mereu, nu este important succesul, important este procesul. Au muncit, au trecut de preselecții, au ajuns pe scenă Arată Artă și asta este tot ce contează. Încă o dată aplauze pentru concurenții Arată Artă! Vom afla. Hai, nu te mai uita așa la mine, parcă nu știu ce te așteaptă. Primul semifinalist al serii de dans. Stați că am uitat. Nu mai am curat să mai stau cu voi acolo, fetelor, că am uscă băieții ăștia, eu nu mă mai ating, eu stau aici, departe, nu mă mai, nu. Bravo, fetelor, vedeți că trebuie să veniți cu lucruri diferite acum în semifinală, trebuie să faceți nebunie, să, wow!
deja știu și cu cine vă pun în semifinală, să faceți momentul comun, adică în capul meu, după ce mi-au transmis calificații, s-au născut niște idei. Al doilea semifinalist al serii de dans, ediția a doua, ediție de vis, în concursul care împlinește visul unei generații, este Sandy Frunză! Tic-tac, 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 mamă, dar sunt niște lucruri pe care eu nu le așteptam, adică, nu, adică niște, au luat niște decizii, abar n-am, ați votat, voi știți ce ați votat, ce n-ați votat. Din partea publicului, dar în aceeași măsură și din partea juriului, adică e cumva egalitate, dar se califică votat de către voi, spectatorii noștri, cel de-al treilea semifinalist al serii de dans. Al 11-lea semifinalist Arată Artă este Nicolas Nazar! A? E ok? Sunt ok? Nu mai plânge? Nici tu. Cofetăria Vilaje, mulțumim. Ești ok acum? Da? Mai zici tu, Teo, Bianca, ziceți, cofetăria Vilaje, mulțumim. Hai, merge? Nu merge? Aia lui nu e, că s-a terminat seara. Mircea, lasă că zicem noi, că am mâncat toate prăjiturile deja. Ok, ziceți. Mulțumim. Vreau să mulțumesc Ideea Factor, concept Ideea Factor, da. Și nu doar pentru marele premiu din finală, în valoare de... 1000 fucking de euro, nu pot să... Da, tu cât ai câștigat la talent? 200 de lei sau cât? Așa, corect, e adevărat, așa era atunci, era de o bere. Maximum 2. Vreau să mulțumesc lui Adrian Balotă și Isabelei Negoiescu pentru că ei au făcut posibil, sunt parte din procesul ăsta de a crea tot ce s-a întâmplat aici. Au avut foarte mare încredere în mine, în Dana și ce înseamnă Arată Artă și au deschis niște uși, pentru că fără uși deschise nu am fi arătat niciodată așa. Și vreau să mulțumesc concept Ideea Factor. Și spun că așa cum ne dorim să mai bei și tu apă după ce terminăm, Ștef, că uneori miracolele există și atunci când te sacrifici și când faci eforturi, lucrurile astea sunt răsplătite. Așa că ultimul semifinalist, Arată Artă, ediția a doua, ediție de vis, este Andra Muntenașu! Teo, ca de obicei, le-a obișnuit. Dragilor, acestea fiind spuse, bandul nostru Arată Artă, Ștefan Boricianu, Codrin Sandu, Irina Zota, sărbătoritul Radu Constantin, la mulți ani, Radu, Dani Bușoi, Maria Grosaru și Bianca Milea, din camera galbenă, Bianca Mihai. De săptămâna viitoare, de peste două săptămâni, se va alătura și Teodor de Mare acolo în cameră. Mulțumesc Denis Imbrescu, Ștefania Cârcu, Mădăina Pavel, Vlad Ionuț Popescu, bine ai venit acasă. Nu uitați, pe 22 martie, seara dedicată teatrului. Până atunci, sâmbătă minunată! Pa!